roșu. Bine ați venit la mobilistima.ro, dacă e cutie roșie, e produs OnePlus, mai precis OnePlus 12. După 10 ani de experiență, compania OnePlus și-a desăvârșit flexipurile încât să ne ofere acest terminal. Păstrează acel design de cameră de la OnePlus 11. Telefonul este mai gros și mai greu. De ce? Pentru că include un senzor Sony Lithia Stacked, văzut la OnePlus Open. Am versiunea neagră aici, dar există și una verde smarald care e foarte arătoasă. Răcire mai avansată, cea mai mare baterie pe care o are un telefon cu diagonal atât de mare. Mai mare decât a lui S24 Ultra, ca să știți. Încărcare foarte rapidă, încărcător în pachet, Android 14 cu oxigen OS 14 peste și zoom care ajunge până la 120x. Un ecran LTPO AMOLED cu muchi foarte înguste și câteva funcții de productivitate și securitate care sunt binevenite. Ce-i special la telefonul ăsta? M-aș duce spre ecranul 10 bit Încărcarea foarte rapidă, captura Pro XDR Dolby Vision avansată și sumedenia de funcții master ale camerei și cele Pro, pe care le vom descoperi în minutele următoare. OnePlus 12 este aici, începe de la 949 de euro, are mult RAM, stocare, pixeli 2K+, și nivel de zoom. Acestea fiind zise, începe unboxing boxingul extins. Iată-ne așadar cu OnePlus 12, 10 ani de aniversare OnePlus și ăsta este telefonul definitiv. Au adunat toată tehnologia din ultimii ani și au pus-o aici. Procesor Snapdragon 8 Gen 3, Oxygen OS 14 și colaborarea cu Hasselblad continuă. Avem și butonul Mute Slider în cazul în care se întreba cineva. Bun, lăsăm telefonul deoparte, deocamdată, hai să vedem ce e în cutie. Începem cu plicul ăsta care promite Never Settle, adică niciodată nu te mulțumi cu puțin și trecem mai departe la stickere. Asta să le lipești pe laptop, cană, birou și alte nebuni. Un mesaj de bun venit de la Pit Lau, fondatorul OnePlus, Quick Guide, Safety Guide și cheița care oferă acces la sloturi nanosim. Mai este ceva aici, cardul de membru și este un card de aici cu oferte speciale cu QR code pe care nu vi-l arăt să nu ne luați ofertele. Bun, cu guide ăsta are ceva foarte interesant și anume, ceva ce m-ați întrebat în comentarii și am văzut și la alți youtuberi de la noi că întrebați, valoarea SAR. Ok, la telefonul de față, valorile SAR sunt scrise aici. Cap, 0.95W pe kilogram. Corp, 1.27W pe kilogram. Membre, 2.66W pe kilogram. În principiu, trebuie să fie până în 2W. Asta solicită UE, astea sunt reglementările și tocmai vi le-am citit aici. Ok, am terminat cu treaba asta și hai să vedem ce este în cutie. Un alimentator cu conector USB-A care încarcă telefonul la 100 de Tehnologia Tehnologia SuperVOOC e preluată de la Oppo, iar încărcătorul ăsta e destul de greu și masiv, dar nu așa masiv ca alea de la Xiaomi de 120 de Cablul roșu legendar este aici, conector USB-A pe o parte, USB-C pe cealaltă și mi-și să-l scot de aici ca să nu-i stricăm în colăcire. Bun, S-a rezolvat și cu accesoriile. Voi face acum curat pe masă, în vreme ce vă reamintesc că telefoanele astea, OnePlus 12, încep în Europa de la 949 de euro. Preț oficial recomandat. Și nici anul ăsta nu avem model Pro. Anul trecut am avut OnePlus 11 și atât. Anul ăsta avem OnePlus 12 și atât. Mă rog, nu chiar și atât că există și un OnePlus 12R. Acum despre design. Am versiunea neagră a telefonului, cu spate mat, acoperit cu sticlă, cu protecție Gorilla Glass 5. Sticlă și în față, curbată pe margini. Dacă vă vine să credeți, telefonul ăsta are un ecran mai mare decât al lui Galaxy S24 Ultra. Are 6,82 inci, raport corp ecran de 93%, muchii foarte înguste. Dar revenind, pe lângă versiunea asta neagră, cu spate mat, mai este și una verde smarald și una argintie. S-a păstrat designul de cameră trademark de la OnePlus 11, dar telefonul este mai Dens, aș spune, mai masiv, mai greu, mai gros, cu 15 grame, mai greu decât OnePlus 11, cântărind 220 de grame. De asemenea, este mai gros cu 0,7 mm, măsurând 9,2 mm în talie. Uh, trebuie să vă spun că are la Glas Victus 2 în spate, pentru protecție, și o ramă din aluminiu. Butoanele sunt aici, power și volum, iar camera asta are această, cum îi zic eu, balama de ușă, asta este stilul de design, care aduce puțin cu abordarea celor de la Google cu Pixel, modul în care se continuă cu această zonă metalică pe lateral, duce cu gândul la Pixel, doar că nu se continuă și aici, este o asimetrie. Am vorbit destul despre design, dar la cum sună telefonul ăsta pe hârtie, la mărimea ecranului, la densitate, la la astea, e destul de confortabil în mână, având în vedere cu ce lucrăm, grosime și greutate. Nu știu cum au reușit treaba asta, mă gândesc că grosimea e atinsă cu tot, cu protuberanța camerei. Iar să uit certificare IP65, da, nu 68, rezistă la apă și praf. Construcție solidă și acum despre ecran. Bun, ecranul ăsta pe care le vedeți voi aici, e bine, avem de face aici cu un ecran de 6,82 inch, este unul LTPO AMOLED, rezoluție Quad HD+, adică 2K, nu este Full HD+, care tot apare în ultima vreme. 3168 pe 1440 de pixeli și poate urca până la 120 de Hz refresh rate sau coboră la 1 Hz dacă afișați imagine statică. Fiți atenți la faza asta, ajunge până la 4500 de niți de luminozitate, acolo unde eu sunt obișnuit cu 2600 maxim, 2800, nu. 4500 aici. Culori 10 bit, muchi foarte înguste și este foarte um, ușor de operat, chiar și atunci când ai uh, apă pe ecran. E o tehnologie Aqua touch, e gândit ca atunci când este ecranul plin de lichide, să-l poți opera cu ușurință, rămâne la fel de sensibil. Acum, trecem la interior și găsim un procesor care o să, pe care o să-l tot auzim anul asta strigat pe nume, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. 4 nanometri, procesor de flagship și avem de-a face aici cu un CPU care se găsea pe OnePlus 12 încă din decembrie anul trecut, când a fost anunțat în China. Doar că aici e foarte bine răcit, este un vapor chamber generos de 9140 de mm pătrați și e un procesor octa-core cu GPU Adreno 750 care aduce un sal de 25% în performanță față de precedentul CPU și GPU. Mai primim și 16 GB de RAM, LPDDR5X și 512 GB de stocare UFS 4.0. Și acum vă zic arma secretă a celor de la OnePlus, integrată în Oxygen OS 14, se numește Trinity Engine. Este o combinație de funcții și optimizări cu AI care fac telefonul să funcționeze cât mai fluid. Este CPU... Um, VITALIZATION, ROM VITALIZATION și RAM VITALIZATION. Ce înseamnă treaba asta? Că o să rămână fluid, indiferent cât de multe aplicații îl forjează, indiferent cât timp trece. Evident, nu o să fie un număr gigantic, infinit de aplicații, dar fiți atenți la treaba asta. Ideea este că aveți până la 6 aplicații care se pot afla în fundal 72 de ore și puteți scădea temperatura telefonului cu 7 grade Celsius atunci când vă jucați și ar trebui teoretic să se încingă. Totul pentru un sistem de disipare capilară a căldurii. La asta ajută sistemul acela de răcire. Mai avem și PWM dimming. Treaba asta cu PWM dimming este um, cea care îți protejează ochii de acel flicker inevitabil al ecranelor. 2160Hz este acel dimming. Iar telefonul consumă mai puțin cu acest Snapdragon 8 Gen 3 decât o fac alte telefoane cu același procesor tot prin sistemul acela special Trinity Engine. Alminteri, revin la aplicația AIDA ca să vă arăt bateria. 5400 mAh. O baterie mai mare decât la rival, este mai mare decât cea un Galaxy S24 Ultra, mult mai mare decât cea un iPhone 15 Pro Max și oferă încărcare la 100W pe fir, 50W wireless și încărcare inversă wireless la 10W. Apropo, în cam 26 de minute ar trebui să fie gata încărcarea de la 0 la 100% pe fir. La conectivitate o să bifăm 5G, Wi-Fi 7, USB-C 3.2, avem GPS dual band, NFC, antene dispuse la 360 de grade, încât atunci când te joci nu o să le acoperi sau să strici semnalul, iar sus aici avem un emițător infraroșu. Avem și un port USB-C 3.2, cred că am mai zis treaba asta, dar hei, repetiție mama învățării. În rest, specificațiile includ un cititor de amprente în ecran, optic, difuzoare stereo cu acustică Dolby, unul este aici, iar celălalt este cel de convorbiri foarte discret decupat aici. Și acum cred că am cam terminat cu dotările și ne apucăm de cameră. Pentru asta o, o să pun un fundal alb să se vadă mai bine decupajul. Camera selfie are 32 de megapixeli. Filmează 4K, are deschidere f2.4. Rămâne să aflu dacă are și autofocus, fingers crossed, să aibă și autofocus, că ar fi bine. În spate găsim o cameră triplă. Vedeți este senzorul principal Sony Litia 808, pe care l-am văzut pe pliabilul OnePlus Open. 50 de megapixeli, stabilizare optică. De asemenea, vine cu deschidere F1.6, dual pixel face detection autofocus. Asta este camera periscop telefoto, care are zoom optic 3x, 64 de megapixeli, deschidere F2.6 și a, stabilizare optică. A treia cameră este cea de 48 de megapixeli, ultra-wide, deschidere f2.2, 114 grade și are autofocus și poate face macro până la 3,5 cm apropiere. Tehnologie Hasselblad, la posturi așa cum stă scris aici, Hasselblad este o firmă suedeză care a avut o cameră la aselenizare atunci când ne-am dus pe lună, când americanii s-au dus pe lună, era o cameră Hasselblad acolo și asta este momentul lor de glorie. Ăsta este momentul lor de glorie. Camera asta are și blițele de aici. Lângă blițurile este încă un senzor, cred că este un senzor de culoare, din câte știu eu. Camera filmează în 8K, 24 FPS și are foarte multe funcții și opțiuni. Hai să le luăm pe rând. În zona asta mor, o să găsim panorama, timelapse, scanner de text, captură la rezoluție ridicată, slow mo, dual view video, X-pan, adică acel look proprietar Hasselblad, recunoști de la o poștă, o poză făcută cu expan, mod nocturn, movie, long exposure, tilt shift. Captura portret se poate face cu zoom până la 3x. Știți că în general camerele telefoto beneficiază și de uh, capturile portret. Aici avem uh, zona master inclusă sub formă de filtre prin tehnologie Hasselblad, Radiance, Serenity și Emerald. Sunt lucruri trademark în general, când vezi Hasselblad, Leica sau alte parteneriate aduse din zona foto în zona telefonelor, e vorba despre un look specific al unei lentile, ca mai e treaba. Și aici avem și o serie de retușări faciale, ca să fie selfie-urile și porteturile mai frumoase. Asta e zona foto, care include o funcție specială Action Mode, pentru cei care fac poze la, eu știu, Formula 1 sau meciuri. Reglaje de expunere, deși avem și o zonă pro dedicată, plus alte câteva opțiuni, timer, HDR, interval. La captura video găsim, așa cum spuneam, până la 8K 24fps, filmare HDR, 10 bit Dolby Vision Pro XDR, ceva inspirat de iPhone, aș spune, iar stabilizare ultra steady, ultra stabilă. Modul Pro îți permite reglaje, captură RAW, reglaje de balans de alb, focalizare, expunere, shutter și ISO. Și cu asta am terminat cu camera, dar sigur arată ceva și sigur o să acoperim asta în recenzie. Fiți atenți la o fază foarte tare aici. Am toate testat noi telefoane cu zoom 100x, nimic spectaculos până acum. Dar la telefonul ăsta putem să mergem pe lângă 2x, 3x și văd că avem și un 6x, mă gândesc că e făcut din zoom lossless prin camera principală combinată cu cea periscop. În fine, aici putem merge cu zoomul după 100x până la chiar 120x. Evident, lucrurile sunt pixelate și foarte mișcate la acest nivel, dar E vorba de realizare. Nu e o premieră că și Xiaomi avea treaba asta acum câțiva ani. Bun, și acum hai să vorbim despre software. Aici avem Android 14 cu Oxygen OS 14 aplicat peste, 4 ani de actualizări Android, 5 ani de actualizări de securitate, posibilitatea de a extinde ramul la un nebunesc 28 de giga, adică 16 cu 12, RAM extras din stocarea internă. Aici vedeți specificațiile telefonului și hai să vă spun care e treaba cu Oxygen OS 14. Pe lângă tehnologiile de vitalization și fluiditate, e bine, el oferă următoarele. Cel mai din stânga feed pentru știri. Folosim navigare prin gesturi swipe. Pe lângă treaba asta, aici avem notificările și quick settings, apropiate de o opțiune stock, să zic așa. Aici vedem widgeturile, destul de simpluțe și minimaliste. Inspirat de Oppo avem tuning de iconuri, tuning foarte avansat, extrem de multe opțiuni pentru a face iconurile să arate în mod diferit. Apoi mai avem zona de shelf, preluată tot de la Oppo, un fel de colecție de widgeturi și lucruri utile în utilizarea de zi cu zi, care se pot adăuga de aici, un fel de extra strat de widgeturi care sunt un pic mai arătoase și comode, inclus și sugestii automate în funcție de ora și locul în care te afli. Avem și sidebar care include pe lângă aplicații plutitoare pe ecran și când zic plutitoare se pot suprapune unui uh, duo de aplicații care au făcut split screen. Mai avem ceva interesant, să și nimeresc sidebarul ăsta, file doc. Cu file doc poți târă aici poze să extragi din screenshot text și să le duci spre alte aplicații. Practic drag and drop este un fel de să zic așa zonă în care ții notițele, dacă vreți, sau capturile de ecran, le ții la îndemână și le poți duce spre alte aplicații. Funcție de productivitate. Avem App Drawer în care ținem toate aplicațiile. Asta este, Zen Space cu 5 teme. În principiu te relaxești, te deconectezi de la muncă sau școală și poți lua o pauză. Tot pentru relaxare este și acest o relax preluat de la Oppo. Zen, relaxare, calmare. Vă dați seama, avem două aplicații pentru asta, de stresată lumea în ziua de azi. Gamerii primesc o funcție specială Games, și e un tuning foarte avansat aici, care îmi place, intrați în setări, aveți gaming tools, aveți un sidebar care apare când vă jucați, vibrații 4D, schimbarea automată a rețelei, dar mai sunt și altele, championship mode, ăsta se duce la un nivel foarte avansat, blochează alarme, notificări, apeluri, crește performanța, crește tactilitatea, ține refresh rate stabil, se presupune că ești un gamer în eSports dacă faci toată treaba asta. Bun, mai avem și ceva numit search global, putem căuta global pe telefon printre contacte și alte lucruri de genul ăsta. Securitate avansată în ideea că se vor pixela automat cardurile de credit pozate, buletinele și alte documente. Aici avem și recomandări de funcții speciale, O-Haptics pentru feedback haptic mai bun, Flexible Window, fereste plutitoare, mod de utilizare cu o mână, Holo Audio și Spatial Audio pentru o acustică mai imersivă. Opțiuni de Wallpaper, Always-On Display, Securitate și Privacy, setări legate de baterie, de asemenea funcții speciale. Split View, Flexible Window, Smart Sidebar, Kids Mode, Zen Space și Simple Mode, pe toate le vom acoperi în recenzie. Sim că am vorbit foarte mult, am făcut un unboxing foarte lung, ce vreau să rețineți este că OnePlus 12 este un OnePlus 11 cu procesor mai bun, mai bine răcit, extra accent pe fluiditate, un telefon mai mare, mai gros și mai greu. Avem un senzor principal Sony Litia cu designul acela stacked, a fost nevoie și ca bateria să devină mai mare, a crescut astfel și talia și greutatea. În același timp e un telefon robust care dă singurat siguranță când îl țin în mână în ideea acestei greutăți sporite. Am așteptări foarte mari de la Hasselblad de data asta. Cred că era al treilea sau al patrulea an deja când colaborează cu OnePlus, așa că vreau să văd rezultate la nivel coloristic. Pentru că, hai să vă zic ceva, uh, mi-am că mi-a plăcut OnePlus 9, Apoi OnePlus 10 m-a dezamăgit, mi se pare că filma mai bine nouă. OnePlus 11 a fost o revenire de formă. Hai să vedem dacă continuă trendul și anul ăsta sau rămâne una caldă, una rece. Până în alta, pare promițător mai ales la gaming și fluiditate, fiabilitate pe mai mulți ani. Aș vrea să văd totuși 7 ani de actualizare dacă se poate și să vedem care e treaba cu camera asta, cu zoom atât de avansat. Bun, gata. Unboxing foarte lung, nu uitați prețul de la 949 de euro. Ce recomandat, revenim cu review. La revedere!